Potrivit Institutului Național de Statistică, în ianuarie 2023, în județul Timiș au sosit 19.300 de turiști. Dintre aceștia, 14.600 au fost români și 4.700 străini. În ceea ce privește noptările, peste 40.000 de oameni au stat cel puțin o noapte în unitățile de cazare din Timiș. Numărul se împarte între 28.900 de români și 11.400 de străini. La nivel național, peste 122.000 de străini ne-au vizitat în luna ianuarie. Cei mai mulți provin din Italia, peste 15.000. Din Israel, 14.300 și Germania, 11.000. Cu toate că datele despre turismul din luna februarie nu au fost publicate de Institutul Național de Statistică, autoritățile din Timiș se așteaptă la numere mari. Astfel, pentru că luna trecută foarte mulți străini și români au venit la Timișoara la deschiderea programului Capitale Europene a Culturii. Numai în 17 februarie, în orașul de pe Bega, s-au strâns 16.000 de persoane.